Aruncându-ne o privire către filozofia de viață și mentalitatea creștinismului de astăzi, observăm discrepanța mare dintre ceea ce se declară și ceea ce se practică în viața de credință. Ne transformăm modul de a fi în funcție de interese, trecând prin stări spirituale opuse, care ne hrănesc cumva orgoliul. Practicăm un dans cinic al duplicitarismului spiritual, afișând acea pioșenie de weekend și comportamente care să îi uimească pe ceilalți, dar totuși devenim destul de liberali în timpul săptămânii. Acest pas arată cumva fragilitatea credinței noastre. Pentru a fi adevărat copiii lui Dumnezeu, credința ar trebui practicată cu responsabilitate și nu dormim în mecanic vorerea și voia creatorului nostru. E bine, Apostol Pavel ne oferă un exemplu de gândire practică pentru a ne ajuta să ne cadrăm corect pe calea mântuirii și vreau să ne împărtășesc cu voi astăzi. Citez. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, căci viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Fiți binecuvântați și faceți astăzi tot ceea ce vă stă în putere să respectați voia Domnului.